frumoase, dragi prieteni, ne-a bătut din nou la sufletele fiecărui dintre noi. Știi, Maria, mi-am amintesc că parcă 4 ani în urmă noi împreună am stat în această scenă, în nava scenei și eram bobocei și noi așa, frumoșei cum sunt cei de astăzi. Și uite că timpul necurzător a trecut și acum suntem deja noi cei care îndrumăm pe cei mai mici. Așa este. Exact. Se vede că timp de un an, ceva timp, adică de anul trecut, publicul nostru a frămăzit de chiuite și de strigăte să aplauze astăzi. Sunteți gata, da? Să aplaudăm toți participanții noștri. Bravo! Întrebare, instituției noastre, astăzi adunați prietenește, vin, în această scenă să vă prezinte posibilitățile sale, talentul său, care sunt sigură că ne va cucere fiecare în măsura sa. În 10 noiembrie, ea coincide, intră în cadrul Săptămânii Mondiale a Tineretului, așa că mâine este Ziua Tineretului. Să ne felicităm pe noi așa însuși, da, băieți? După cine va urma sărbătoarea noastră la Balul Bobocilor, să vină bobocii în scenă. Bobocii de la Dirijat Coral să vină aici. Bobocii de la Instrumente Aeroflore, cei de la Peancors Teorie. Rugăm bobocii de la Catedra Peancors Teorie să iasă. Peancors și Teorie. Bobocii, cu bobocicul și bobocii. Mă vedeți acolo, mai frumușe așa, doi băiței. Așa, iată-ți. Și cei de la Instrumente Populare și Cantul Popular, vă rugăm să mă. Ca să nu ne afecteze pe noi. Adică să facem așa o sărbătoare frumoasă și nu multă gălăgie de tot. Sunteți de acord cu mine? A vă rog. 1, 2, 3, 4. Extrageți și vedem cine este, cine urmează. Primul, a doilea, a treilea. A doilea, a așa. Mai mult.
și Clotil, Chișinău și Greule, cu vioară, acordeon, cu trompetă, cu trombon. Examenul cu greu le-am dat, însă sincer au meritat. Iată acum suntem roboți și învățăm zile și nopți. Trebuie, iar pentru o netestare se face zarvă mare. Părinți, bunești și frați, toți știu că suntem netestați. Suntem catedra cea mai tare! Doamna Copană Stăpâniete, prezentarea de sfârșită. Ne închinăm cu dăruire, Domnul Dima noi să fie! Pentru depunerea jurământului solemn, Alivie! Boboci! Boboci! Numărați-vă! În numele Constituției Republicii Moldova, articolul păsăresc 031, aliniatul al doilea, cu privire la namul gâștilor, noi, bobocii instrumentelor populare de la Colegiul Republican Ștefan Neaga, jurăm! Să menținem ordinea și pacea, dar să nu uităm nici pentru o clipă că ne aflăm într-un colegiu de muzică, acolo unde ea trebuie să fie auzită, în special pe coridoare. Jurăm! Jurăm! Se desfășoară la alte etaje. Jurăm! Jurăm! Să studiem creațiile compozitorilor clasic,
clasici și la ore, nu doar din apelurile telefonilor mobile. Jurăm! Jurăm! Să ne trezim mai dimineață, atunci când nu va circula trolebusul de la Cămin spre colegiu. Jurăm! Invită de la Bobocei, catedră instrumente populară și canto popular. Este o catedră numeroasă. Și poporul dragi dinosauri sunt cu numărul 2. Fiind numeroși, credem că au foarte multe idei. Și îi invităm în scenă. Deja, coral. Deja, coral și canto academic. Masă dorat să fii boboc în surat.
Însă pe ea n-o pot lăsa. În ochii ei răpuși mari ce-am găsit nu pot uita. E pe toți îi conjoară și scaldă în alei pur. E pe focul meu de față care învinge acest concurs. Această iubire bobocească. Cei care urmează să vină în scenă sunt cu numărul 3. Da, sunt cu numărul 3 și am înțeles că sunt poeți, deoarece au o prezentare foarte frumoasă. Poeți? Da. Și pe lângă poeți mai sunt și suflători. Unde sunt suflătorii din sală? Îi invităm catedra Instrumente Aerofone. Instrumente Aerofone, salutul pentru dumneavoastră. Ce să fie? Ce să fie atâta gălăgie? Nu e balul obișnuit, e un bal deosebit. E balul bobocilor și al muzicanților. Haide, dragă, ce mai stăm? Și pe toți învățăm la balul mult așteptat. De tot de instrumentele cu corzi, se mai laudă într-una că smăiește ei pe strună, dar când se dezacordează, iau țigara și fumează. Să știți că e sărbătoare mare și la instrumente populare, cântă deseori sintez pe la nunți și la botez, ca să facă un dolar și să uite de amar. Numărul 4 și știu eu că sunt rodiți cu Mozart, cu Chopin, așa ceva, da? Pe compozitorii de sus. Ei își mai spun Partidul Copiilor Talentați, deoarece mai știu să danseze, care de a cânta, știu să spună poezii și multe, multe altele. Partidul Copiilor Talentați. Pian, cor și teorie!
așa. Văd că sunteți tare, tare lenoși. M-ați dezamăgit total. E bun, băieți, astăzi văd că și sărbătoare la cât de cât mergem. Și m-ați prins într-o dispoziție foarte bună. Și mă tic ca să însemnă curățenie general. Dar ne pierdeați să vă a curățenie. Da, de acord? Abidez. Așa. E puțin a spune, mă închin în fața ta, a unei prințese aurii, deoarece tu ești precum soare în zilele fervinți de vară, sub ton căruia raze își pierd capul de plăcere și nu înțeleg ce se întâmplă cu tine. Simt că joacă furnicile prin mine în ritm de vals al dragostei, al fericirii și al tinereții și încălzesc în mine un joroi plin de dorințe, să te strâng în brațe, să te simt aproape și cât mai aproape de mine. Și să te privesc în ui. Și să te savurez pană cu pană, lăbuță cu lăbuță, de sus până jos. Și dacă ar fi să însușim zilele noastre, aș dori să ne întâlnim amândoi într-o oală și să ne pierdem aprinși de focul dragostei. Tu pentru felul întâi și iar eu pentru felul doi. Te iubesc cu toată cărnița mea. Am observat că cei de la dirijat coral tot se zbat să iasă. Sunt nerăbdători, sunt de frigă de asta. După ce e noastră. De la dirijat coral. Sergiu, sentimentele pe care mi le provoc privirile tale mă fac să mă simt cea mai fericită de pe pământ. Cum nu există zi fără noapte, cum nu există cer fără stele, la fel nu voi exista nici eu fără tine. Deci, ce să mai vorbim? Vreau să te simt acum. Dar eu, ca un bărbat modest, pur și simplu îți spun, te iubesc, scumpă mea bobocica. Cei de la Catedra de Grijă Coral. Și după frază de sens, cu numărul 3. Este Catedra Instrumente Aerofone. Ia să vedem sâmbătorii noștri.
musca cea mai mică nu se culcă singurică. Un berber cu lână laie s-a îndrăgostit de oaie și nu este sub un tei după mecanismul ei. Se iubesc de zbor, măi taică, un țânțar cu o țânțăroaică. Se iubesc niște nevoi, hai să ne iubim și noi. Aș da orice ca să fiu împreună la asta. Nimeni nu poate. Nimeni nu poate intra în foc, frate instruit. Fie ca dragostea noastră să frăscă în fiecare dimineață. N-am crezut să pot iubi vreodată și nici n-am cunoscut acest sentiment. Dar te-am văzut pe tine, chip divin. Și am simțit cum valorile dragostei m-au văzut într-un tango a pasiunii. Predic mâna la cer, să culeg luna, îmi plătesc din ea o barcă, pentru a naufragea lume duce în pasiunii. Te rog să fie a mea, te rog să fie al tău, te iubesc. Un concurs de instrumente populare, 23 de puncte. Dirijat coral, Maria. Dirijat coral, 18 puncte. Partidul copilor talentați, Leacu și Teorie, 17 puncte. Și instrumente aerofone, 14 puncte. Teancor și Teorie, vă rugăm în scenă, vă face instrumente populare. Instrumente populare și instrumente aerofone. Suflătorii, vă rugăm în scenă. Instrumente aerofone cu multă închinare, vă rugăm să veniți în nava scenei. Da. Într-adevăr, aceste clipe cred că sunt de neuitat pentru toți noi care au trecut aici, în această scenă. Mai aproape, mai aproape, băieți, așa. Mai aproape de... Nu, am de rie așa, într-un deșert mai aproape, să vezi unul de altul. Concursul vocilor. Știm ce costă concursul vocilor, bobocii primesc o întrebare. Bobocii și bobocielele, să spun așa, da? Câte întrebare la care răspundeți fiecare cu ingenieritatea și părerea dumneavoastră. Și mixajul, este gata mixajul, da? Pentru ca bobocii să danseze un pic, să se încălzească. După numărul 1 a fost instrumente populare. Uite așa o întrebare. Știm cu toții gama sol major. Ce are la cheie? Fa diez. Uite, imaginează că luăm fa diez acesta, da? Îl luăm de la cheie. Ce rămâne? Hai să pune la microfon așa. Să lăsăm un pic să te gândești. Luăm fa diez de la cheie și ce rămâne? Fa de ca. Bravo, instrumente populare. O răspunde ca ingenios. Ia să avem dirijorii, cine spun? Să repete la întrebare, da? Sol major are fa diez la cheie. Noi așa, cu tot talentul nostru, îl excludem. Ce rămâne pe portativ? Eu cred că va rămâne do major. Este și logic. Dirijorii au spus că este do major. Instrumente aerofone și întrebare. Ia să vedem bobocelul ce ne spune. La minor. Așa, o paralelă, da, să fie. Și partidul copiilor talentați, fără fa diez, ce rămâne acolo? Chopin! Chopin rămâne. Să aplaudăm o dată bobocii noștri. Și acum, Teitele Maria, te rog, aici este întrebarea. Eu? Începem cu catedra dirijat coral. Ai întâlnire cu bobocul. Vii la locul desenat al întâlnirii, cobori din mașină și îl vezi cu altă fată. Ce faci? Cred că Moia vă apropia încet de el. Îl voi cuprinde și voi spune. Mai prins și voi cânta. Pașliu Ivona e instrumente populare, să vedem cum a face la bobocica noastră. Aceeași întrebare, o repet. Ai întâlnire cu bobocul. Vii la locul destinat al întâlnirii și îl vezi cu altul. Ce, cu alta. Ce-mi place.
Deci, este un caz normal, cred eu, așa, să fie cu altă Maria, da? Apropii de el, îi iau mâna și îi spun, cu ce am greșit? Și ea a cu ce am greșit, să sperăm că nu va fi așa. Bobocita, așa-i? Să sperăm că Bobocita noastră va fi fidelă o viață dragă pentru tine. Dar, Costorie, aceeași întrebare. Ai întâlnire cu Bobocul. Vii la locul destinat al întâlnirii, cobori din mașină. Și-l vezi cu altă fată, ce faci? Smul pâinile din coada. Un răspuns așa scurt și clar și interesant. Pe Angor și Teorie, mai departe, Marie, urmează. Instrumente aerofone, ai întâlnire cu Bobocul, vii la locul destinat și îl vezi cu altă, ce faci? Primul pe care îl întâlnesc, îl iau de mână și plec cu el. Ai răspuns! Așa, o situație, o ieșire din situație mai simplă, da? El s-a dus cu alta, eu mă duc cu altul. Care ar fi problema? Să-i vă lăudăm încălătă cu cei noștri? Ia vă rog mult! Și următoarea probă din concursul cu Bobocei... Adică cea de-a doua parte a concursului... Este deja gata și este o surpriză foarte plăcută, sper, pentru ei. Vor trebui să danseze. Dar mai întâi de a începe, de a oferi scena pentru a dansa, avem rezultatul probei a doua, rezultatul declarației de dragoste. Maria, te rog. Pe acord, Teorie, 22 de puncte. Dirijat coral 20, punctajul pentru declarația de dragoste. Instrumente aerofone 19 puncte. Și instrumente populare 19 puncte. Sunt rezultatele pentru două probe. Thank you.
Le dorim culisele, să ne pregătim pentru tine, pentru acasă, să poate una mare la Bobocei pentru concursul Bobocelor. Dirijat coral, 23 de puncte. Iar concursul teorie, 21 de puncte. Instrumente aerofone și instrumente populare, câte 15 puncte. Așa, o egalitate normală. Examenele de admitere la Colegiul de Muzică în numele lui Iacob Cetuleanu. Marșul, cântați din zbrăcați rază, din zbrăcați ieri, tot ce se spune. Nu știu unde zic bine. Hai, revedere! De pian. M-am săturat de odeam. De ce sunt cos acolo și cântați cât doriți? Dar aici nu se poate. Ați înțeles? Zgomot fără mic în coridor să fie liniște. Nu se poate de lucrat, nu se aude nicio brânză de pădure. Vă rog, terminați!
Eu nu înțeleg ce înseamnă asta. Poate voi vreți să ies în coridor să fac lecții, dar voi la mine în clasă. N-ați înțeles ce v-a spus până acum? Imediat luați instrumentele în mână și plecați de aici. Ați înțeles? Vouă, bobocii din anul 2005. Păstrați tradiția, folclorul și tot ce este fain. Păstrați acest colegiu pentru noi, nepoții și strănepoții voștri. Vă mulțumim! O trompetă, băieți, dați-mi vreo o trompetă să ne interpreteze ceva. O trompetă, băieți. Îți merge, vin de la un local ăsta, uite. Vezi, Dalin, mergi două cafiere mai la deal de ea, ajungi la motel cu restaurant, Beca se numește. Acolo, în local, seara și o să mâncați pe săturate, vă garantez. Mulțumesc, frate. Rămâneți cu bine. Hai. Să nu mă sun, copalele mele.
Cine să ești? Thank you.
română în interpretarea celor de la dirijat coral. Numărul 3 în ultima probă. Să vedem talentele! Începem cu dansul! Dansul? Ha, stați că vă arăt eu dansul! Nu, Victoria! Tinerile talente! Thank you.
jurul nostru. Te rog un pic muzica până jurul pune punctajul pentru participanții noștri. Afla locurile pe care s-au plasat bobocei noștri. Liniște, băieți! Bună seara! Stimați participanți, stimați bobocei, stimată asistență, stimați oaspeți, după trei concursuri instrumente populare, 57. Instrumente aerofone, 48. Dirijat coral, 61. Pian cor și teorie, 61. Aerofone și pian cor și teorie, câte 26 de puncte. Dirijat coral, 25. Instrumente aerofone, 19 puncte. În final, nu să-l împartă două echipe. Loc, deci îl împart între ei, grăunțele se împart între două echipe, între dirijat coral și pian cor și teorie. Și locul 3, instrumente aerofone. Felicitări și seara bună în continuare! Juriu, președinte, juriu, pentru perseverența, pentru obiectivitatea dumneavoastră. Eu, juriu, dumneavoastră, stimat public. Impresiile tale. Foarte bine. Foarte bine. Mersi.